viața este pe clipe. Contează foarte mult clipa. Clipa mea de bucurie, de fericire și cea care mi-a adus succesul a fost cea care a adus un om de televiziune la mine în birou. Am ajuns manager de unitate în orașul de lângă comuna respectivă. Am reușit să îmi fac un nume al meu. Eram foarte mulțumită cu ce eram. Dar în clipa aceea, ușa s-a deschis și pe ușă a intrat un om de televiziune care m-a rugat să scot castanele din foc cu mâna mea. În televiziunea proaspăt înființată, se derulase, nu am văzut, nu aveam cunoștință, se derulase o emisiune care a avut un feedback îngrozitor și atunci au vrut să scoată castanele din foc cu mâna cui? Cu mâna mea. Bucuria mea că a venit și m-a solicitat pe mine, m-am împins să spun da, că o să fac o emisiune pentru copii cum voiau ei. De ce n-am spus nu? Pentru că nu știam să fac emisiuni, dar n-am spus nu pentru că nu știam să spun nu. Și atunci am acceptat. Apoi mi s-a spus că trebuie să o fac în 3 zile. Pentru că a venit la mine miercuri și eu la sfârșitul săptămânii trebuia să țin emisiunea. Și așa cum am priceput, am făcut o emisiune care a fost de răsunet. Le-am promis că o să fac 2-3 emisiuni sau o emisiune ca să-i scot din încurcătură și apoi, pentru că nu fusesem solicitată pentru o emisiune la lung. Și iată că de aici a început succesul, adevăratul meu succes. Atunci mă vedea lumea din jur ca pe un director adevărat și înainte mă vedeau. Dar parcă era altceva, pentru că te mai vedeau și pe sticlă. Atunci mă vedeau toți ca pe un cadru didactic foarte bun, cu toate că mă apreciau. Dar când am apărut pe sticlă a fost cu tot altceva. Știți cum e? Ca în viață. Dumnezeu, trebuie să te scoată cineva în față. Să te împing așa un pic. Ei, și eu am făcut, dar totdeauna m-am luptat cu mine. Eu totdeauna am alergat să mă prind pe mine. Pentru că mintea mi-o lua înainte și picioarele urmau să se țină după minte. Trebuia să fac dimineața să fiu la școală, după amiaza să fiu în televiziune, la sfârșitul săptămânii să am emisiuni cu copii. Unde nu pui că am fost remarcată și de minister, am fost trimisă în comandamentul de la Năvodari, ani de zile, îi mulțumesc copilului meu că m-a ales ca mamă, dar îi mulțumesc că m-a suportat, pentru că ani întregi copilul meu a stat vara singur. Eram atât de corectă, încât eu n-am luat copilul cu mine acolo. Să zic că toți cei din jur, așa am fost crescută, cu ce zice lumea. Și să nu zică cei din jur, uite-o și pe asta a venit cu copilul după ea. Pentru că știam comentariile care erau acolo. Și cum succesul nu bate la ușă ca poștașul, succesul mi l-am clădit. L-am clădit cu ajutorul omului care mi-a deschis ușa. De aici încolo, tot drumul meu a fost netezit. Toate ușile mi-au fost deschise. Filip, fiul meu, chiar se supăra și spunea: nu vreau să-mi mai spune lumea că ești fiul Mariana Ionescu. Bine, nici mie nu-mi place să spun, dar mi-e drag să spun că sunt mama lui Filip Stanciu. Și așa am început să modelez copii. Ca să faci niște emisiuni TV, era o adevărată nebunie să facem emisiuni în direct. Toate emisiunile, dar absolut toate emisiunile mele au fost în direct. Cu copii, unde se cânta, se juca teatru, erau concursuri și unde se înghesuiau toți,
să aducă publicitate. Pe emisiunea mea se aducea cea mai multă publicitate, pentru că era foarte vizionată. Și în toată nebunia asta a trebuit să încep să fac preselecții. Am găsit copii minunați, ai căror părinți nu știau ce potențial au copiilor. Iată că așa am descoperit-o pe, de fapt, părinții ei au venit la mine, Adela Popescu, a fost una dintre elevele mele. Eu am fost prima care am pus un negativ în mână, eu am fost cea care am scos-o pe scenă, eu am fost cea care am dat un microfon în mână. Și sunt mândră de ea și sunt mândră că s-a format ca om așa cum aș fi dorit eu. Îmi place să cred că am modelat caractere. Îmi place să cred că am modelat destine. Iată că Andreea Soare, soprană la Opera din Paris, cu a cărei bunică m-am certat și am spus, este extraordinar de talentat copilul ăsta, trebuie să-l dați să-l pregătesc. Să nu credeți că aveam o școală de pregătire, nu, nu. Pregăteam pro bono toți copiii care ajungeau în televiziune. Plecam cu ei și stăteam săptămâni întregi în vacanțe ca să facem filmări. Și a urmat o muncă de Sisif. Dar pe mine mă cunoștea lumea și îmi plăcea. Îmi plăcea că am schimbat mentalități, că am schimbat caractere, că am schimbat destine. Mi s-a spus că sunt descoperitorul de talente. Lucrul acesta mi s-a spus și în Italia, lucrul acesta mi s-a spus și în România. Cum v-am spus, n-am avut niciodată concediu. Dar să știți că nu am stat în țară. Am fost plecată și în țară, și în străinătate, și peste tot. Cum v-am spus, sunt în comitetul de organizare, încă mai sunt în comitetele de organizare ale festivalurilor, cu renume, festivaluri care sunt de 20, 30, 40 de ani. Și cunosc majoritatea copiilor talentați din țară. Dar printre ei i-am dus și pe ai mei. Fără să țin cont că sunt ai mei, chiar dacă am fost în juriu, chiar dacă nu am fost, chiar dacă am fost în organizare, au concurat ca toți ceilalți. Succesul pe mine m-a schimbat în bine. Pentru că de multe ori succesul te poate schimba în rău. Nu, pe mine m-a schimbat în bine, zic eu. Pe mine m-a schimbat în bine pentru că iubesc toți copiii, că sunt talentați, că sunt mai puțin talentați. Tuturor le-am găsit un loc, pentru că sunt mulți copii care vin la tine și te roagă să-i pui pe scenă. Și nu sunt de acea scenă. Și atunci tu trebuie să le găsești un rol. Am găsit un rol fiecăruia. Și nu se poate să nu găsești. Cum eu găsesc ceva frumos în fiecare om, nu se poate să nu găsești ceva frumos într-un copil. Cum eu găsesc ceva frumos și în copilul cu dizabilități. Sunt minunați. Lumea îi respinge. Ce e mai dureros? Că pe acești copii îi respinge familia copiilor cu care vor ei să interacționeze. Dacă știi cum să-ți educi copilul, acei copii cu dizabilități cu care eu încă mai lucrez, ar putea să facă mari progrese, dar ei sunt respinși. Dar cu succesul meu, v-am spus, am reușit să-i aduc și pe acești copii în fața publicului. Și pentru mine a fost o mare realizare. Ăsta e cel mai mare succes al meu, că am adus un copil fără nicio șansă de a promova, l-am adus în fața oamenilor și a fost aplaudat. Nu vă dați seama ce înseamnă pentru un copil cu autism să primească aplauze și acești copii care mai puțin
au mai puține emoții sau chiar deloc, au reușit să dezvolte emoții, să se înroșească și să plângă de bucurie. Și asta a fost cel mai mare succes al meu.